modificările și completările ulterioare, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară, prin dispoziția numărul 77 din 23 iunie 2017, emisă de domnul primar. Din consultarea condicii de prezență, doamna consilier Cătănea și domnul consilier Răpanu. Fiind prezentă majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Mai întâi vreau să salut prezența deliberativului și a colaboratorilor de aparatul de execuție. Conform regulamentului, o să reamintesc pentru a putea fi validată ordinea de zi pentru ședința ordinară de astăzi. La primul punct avem un proiect de ordine privind rectificarea bugetului Comunei Bogdănești pe trimestrul al doilea, inițiator subsemnatul. La punctul al doilea, tot un proiect de ordine cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Bogdănești, care urmează să participe cu statut de observator la concursul pentru ocuparea funcției de director la Școala de Mântuire Bogdănești, inițiator Comisia de Specialitate numărul 2. Al cincilea, ceva similar, prezentarea rapoartelor de activitate ale consilierilor care compun Consiliul Local al Comunei Bogdănești pentru aceeași perioadă. Deci, iunie 2016, iunie 2017, la punctul al șaselea, cu tuma noastră, solicitarea adresată Consiliului Local, mai este un punct care nu a fost trecut în dispoziția de convocare inițială, este vorba de implementarea unui proiect de accesare de fonduri europene prin grupul de acțiune locală în care facem parte, Valea Trotușului. După câte știu, au fost analizate în Comisia de Specialitate, în măsura în care se întrunesc condițiile pentru a fi dezbătut și aprobat, va fi important cel puțin în egală măsură cu precedentele puncte anunțate. Pun la vot ordinea de zi. Este pentru. Mulțumesc. Mulțumesc pentru unanimitate. Președintele de zi, pentru care rugăm. Mulțumesc, domnul Lucru, da? Da. Vă mulțumesc pentru aprobare. Vă mulțumesc pentru încrederea acordată colegilor și chiar și dumneavoastră. Înainte de a trece la primul punct de pe ordinea de zi, domnul secretar să propun procesul verbal de la ședința anterioară. Da, o să vă spun local, dacă sunt completări pe marginea procesului, va fi iată ședința anterioară mai anul de dar nu sunt să fie aprobat procesul verbal în ziua de ședința ordinară a Consiliului Local din 17 mai 2017 și este pentru. Mulțumesc de genul anumitate procesul verbal în ziua de ședința anterioară a Consiliului Local. Poftim, domnul președinte. Da, vă mulțumesc. Trecem la primul punct. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului OAT Bogdănești pe trimestrul 2 2017, inițiator domnul primar. Dau cuvântul domnului primar. Deci, un proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Comunei Bogdănești de Bacău pe trimestrul al doilea an, anul curent.
La primul articol propun să se aprobe rectificarea bugetului local pentru metrul al doilea 2017 cu suma de 1.000 de lei la secțiunea funcționare, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli conform situației anexe ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul al doilea, după aprobare, hotărârea urmează să fie adusă la îndeplinire de către primarul Comunei Bogdănești, doamna Răcăuzeanu Romerea, consilieră în aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdănești. Al treilea, care este și ultimul, după aprobare, secretarul Comunei, domnul Cioi Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdănești, compartimentul financiar, contabilitate și instituții prefecturile de Bacău. Este... explicată, explicată cum vreți, rațiunea acestui proiect de hotărâre. Rectificare, o rectificare pozitivă nu este impresionantă ca sumă, 1.000 de lei, dar își are importanța pentru secțiune de funcționare, așa cum ați luat la cunoștință. Banii au destinația Școala Bogdănești, care trebuie să-și trimită personalul de serviciu, personal auxiliar, este, nu? Nedidactic, ca auxiliar, secretar corect, și administrator financiar. Pentru perfecționare. Perfecționarea este obligatorie, după cât înțeleg, pentru noi toți. Și întrucât nu aveau disponibilități, compartimentul financiar contabilitate a identificat posibilitate care derivă din excedent de încasări, depășiri deja de încasări, putem să-i ajutăm și fără îndoială că este necesar. În ceea ce privește procedura de rectificare, o cunoașteți, pentru că am discutat-o în multe ocazii, în multe precedente. Este o procedură prevăzută de legislația finanțelor publice locale. Condiția principală este păstrarea echilibrului între partea de venituri și partea de cheltuieli. Am spus că nu este impresionant, dar rolul unei rectificări bugetare este aceea de a conferi la partea publicitatea bugetului și fluentă la acestea. În fond, bugetul înseamnă o construcție care trebuie să servească nevoilor comunității, de data aceasta fiind vorba de o problemă în secțiunea de funcționare. De fapt, vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea ședinței, început și nu am văzut domnul. Comisia de Mărămor a dat aviz favorabil la acest proiect. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, un vot. Cine este pentru? Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunii Bogdănești, care urmează să participe cu statutul de observator la concursul pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială Bogdănești, inițiator Comisia 2 de Specialitate. Cine e? Doamna Lidia Mucuță. Da. Vă rog să... Deci urmează dumneavoastră să vă povestește cineva, pentru că cum este redactat proiectul de hotărâre, dumneavoastră, comisia numărul 2 trebuia să propună, nu știu dacă s-a desemnat totuși o persoană, dacă nu se poate propune și aproba în ședința de astăzi. Deci, proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local la concursul pentru ocuparea postului de director la Școala Gimnazială Bogdănești. Propune la articolul 1 desemnarea doamnei Răcăuțeanu Romelia, consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Bogdănești, să participe
cu statut de observator la concursul pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială Bogdănești. 2. Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 17 iulie 2017, iar probele de evaluare a curriculum vitae și de interviu se vor desfășura în perioada 19-31 iulie 2017. La articolul 2, după aprobare, hotărârea va fi comunicată de către domnul Loncioiu Vasile, secretar comună, primarului comunei Bogdănești, domnului Andrușcă, doamnei Lazăr Florin, este inspector la, școlar județean. Da, domnului Lazăr Florin, inspectoratul școlar județean Bacău și instituției prefectului județului Bacău. Numai că propunerea, atenție, trebuie făcută dintre membrii Consiliului Local. Doamna Răcuțeanu nu este membru al Consiliului Local. Deci un consilier care compune Consiliul Local Bogdănești trebuie să desemnați. Pentru că și domnul primar, și domnul primar trebuie să desemneze reprezentantul dumnealui în comisie. Deci un consilier, da? Din rândul dumneavoastră. Păi eventual e plătit îndemnizată. Eu propun pe doamna Cătălea Maricică. Rău, ca să mă fie cel din să... Pot să propun. Nu știu dacă... Fiind de specialitate, nu mă pot gândi la alt consilier decât la doamna Cătălea. Dacă o să-mi iau cobârnaci, asta este. Da, dacă... Da, așa, domnul președinte, dacă mai sunt alte propuneri. Atunci să punem la vot doamna Cătălea. Cine este pentru? Unanimitate, doamna Cătălea, a fost desemnată din partea Consiliului Local. Bogdănești să participe cu statut de observator la concursul organizat pentru ocuparea postului de director la Școala Gimnazială Bogdănești, care va avea loc în condițiile și la data stabilite prin adresa, prin anunțul inspectoratului. După terminarea ședinței puteți să-i dați un telefon să se bucure. Trebuie să o anunț eu, că eu am. Puteți să dăm da. Un mesaj în timpul ședinței. Da. Totodată și vă rog să prezentați raportul de avizare la Comisia 2. Are dreptul să preconteze deplasarea doamna Contamă? Da, cum? Da, în legea așa scrie că își pot preconta sigur, de deplasare. Da. Cu ordine de plasare. Da. Este în interes de să-și... Da. Comisia numărul 2 a fost avizată la acest proiect. Da, mulțumesc. Spune-mi am luat și asta mai spune-mi pe sigur. S-a făcut doamna Cătălea, da? Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului contribuției anuale la cheltuieli pentru activitatea de protecție de tip rezidențial al persoanei cu handicap pe anul 2017. Inițiator, domnul primar. Dăm cuvântul domnului primar. A fost deja menționată titulatura proiectului de hotărâre, cum vreți. Privind stabilirea nivelului contribuției anuale la cheltuielile pentru activitatea de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pe anul 2017. Deci este vorba de un proiect de hotărâre structurat în trei articole. La primul articol propun stabilirea nivelului contribuției la finanțarea activității de îngrijire și protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap în sumă de 15.438 lei, ceea ce reprezintă un procent de 35% din costul mediu anual stabilit prin hotărârea Consiliului de Țean numărul 104 din 29.05.2017 privind aprobarea costurilor anuale pentru persoana cu handicap pe anul 2017. Articolul al doilea. După aprobare, primarul comune și doamna Răcăuțeanu Romelea, consilier superior în aparatul de specialitate al primarului, vor duce la îndeplinire cererile prezente în hotărâre. Articolul al treilea, care este și ultimul, după aprobare, secretarul comunei, domnul Ceoiu Vasile, va comunica hotărârea compartimentului financiar contabilitate, Consiliului Județean Bacău și instituției prefectului Județului Bacău. Este un proiect de hotărâre
cu determinare legală, am menționat în expunerea de motive, dublat de o hotărâre a Consiliului Județean, dincolo de lege sau până la ceea ce înseamnă un act normativ care reglementează ocrotirea persoanelor și acordarea unor drepturi pentru persoanele aflate în dificultate, mai ales că e vorba de handicap și mai ales că este vorba de un cetățean al Comunei Bogdănești. Este persoană cu handicap. Cei care locuiesc în Stivale, probabil că au mai multe informații, probabil că au cunoscut-o. Minor trebuie să fie. Miron Manuela, după câte îmi amintesc. Și legea spune că și acest domeniu de activitate foarte important și sensibil pentru că înseamnă grija față de semeni, grija față de cei care sunt cetățeni ai comunei și în același timp, din păcate, sunt în dificultate. Legea în parte, dat fiind necesară de finanțare, responsabilitatea între care înseamnă responsabilitatea administrației locale față de persoane aflate în dificultate și este o decizie care înseamnă generozitatea față de această persoană. Deocamdată atât. Tot Comisia 1. Nu mai dați. Comisia numărul 1. Acest proiect. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții de marginea acestui proiect, dacă vrea să ia cineva cuvântul, atunci să punem la vot cine este pentru. Vă mulțumesc. Și eu pentru că urmează la foarte cu o consistență și, în primul rând, cu o speță similară, atât a domnului viceprimar cât și a consilierilor, să supunem atenție proiectul de implementare. Mai să trecem la proiectul de implementare. Da. Dacă sunteți de acord. Da. Poți să începi, da? Deci este vorba de un proiect de hotărâre privind implementarea proiectului pod din beton armat cu un fir de circulat peste râul Oituz, zona Slobozia, sat Bogdănești, comuna Bogdănești, județul Bacău. La primul articol propun să se aprobe implementarea proiectului pod din beton armat cu un fir de circulat peste râul Oituz, strada Slobozia, sat Bogdănești, comuna Bogdănești, județul Bacău, denumit în continuare proiectul. Articolul al doilea, cheltuielile aferente proiectului să fie prevăzute în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, PNDR, potrivit legea, nu se confunda cu PNDL, care înseamnă Programul Național de Dezvoltare Locală. Articolul al treilea, autoritățile administrației publice să fie obligate să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor și de mentenanță a investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul proiectului. Articolul al 4-lea, numărul locuitorilor și operatorii economici de servicii de proiect după caz, precum și caracteristicile tehnice ale proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul al 5-lea, reprezentantul legal al comunei este potrivit legii primarul acestuia în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite sau administratorul public al comunei.
articolul al 6-lea, penultimul, după aprobarea hotărârii va fi adusă la îndeplinire de către primarul Comunei Bogdănești. Articolul al 7-lea, după aprobarea hotărârii se comunică de către secretarul Comunei Bogdănești, domnul Înțeleg Vasile, primarul Comunei și instituție prefectului de Bacău, se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei. A doua la cunoștință în comisie, aș mai reaminti doar legătura care există între acest proiect de hotărâre și un proiect de hotărâre anterior, prin care ați aprobat cu bunăvoință implicită documentația tehnico-economică pentru acest obiectiv de investiție, pe care ne-l dorim toți. Ne-l dorim toți pentru locuitorii comune. Și dacă vă mai amintiți, la partea de finanțare, am stabilit ca această investiție să fie susținută din veniturile proprii ale comunei, dar și din accesarea de bani europeni, lucru care este posibil în calitatea de membri ai grupului de acțiune local Valea Trotusului. Este vorba de aproximativ 76.000 de euro, parcă, ceea ce înseamnă convertiți în lei aproximativ 3.400.000.000 lei vechi. Ar fi o susținere importantă pentru comună, pentru realizarea acestei investiții. Este de oarecare celeritate, pentru că s-a deschis deja sesiunile finanțare, explicam și ieri la ședința în comisie. Suntem în perioada cuprinsă între 19 iunie și 19 iulie. Prima sesiune durează o lună, cel puțin. Avem un consultant, trebuie realizată o documentație specifică care să susțină acea numită cerere de finanțare pe care o vom depune la sediul grupului de acțiune locală care se găsește pe teritoriul administrativ al comunei Cașin în incinta DMC-ului, cunoașteți locația. Mâine ar trebui în cadrul ceea ce e de așteptat să se întâmple, că trece acest proiect de hotărâre, urmează să completăm cererea de finanțare și în cel mai scurt timp să o depunem. Intenția noastră la primărie, pentru că deja am început procedura de obținere a avizelor, respectiv autorizația de construire, să începem investiția undeva prin sfârșitul verii, toamna acestui an, când și debitul oitului este mai redus. Deci sunt condiții pentru a începe lucrările de așa multe lucrări în aur. Va fi probabil de investit de economată pe care eu cam am ajuns. Comisia numărul 1 a dat aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă vrea cineva pentru, atunci supunem la vot. Cine este pentru? Da. Atunci trecem la punctul 4. Prezentarea raportului de activitate a domnului Grigore Gheorghe, viceprimarul Comunei Bogdănești, pentru perioada de iunie 2016-iunie 2017. Dăm cuvântul domnului Grigore. Da, mulțumesc, domnule consilier. Raport de activitate al viceprimarului Comunei Bogdănești de Subacru. Doamnă și domnule consilier, în dubla calitate de viceprimar și consilier local al Comunei Bogdănești, județul Bacău, în conformitate cu atribuțiile stabilite prin lege și în conformitate cu prevederile articolului 5 al 3 din legea 544/2001, privind liberul acces la informații de
interes public și al articolului 10 alineat 3 din hotărârea 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii numărul 544/2001 prezint următorul raport de activitate pentru perioada iunie 2016-iunie 2017. În ceea ce privește activitatea desfășurată în cadrul Consiliului Local, am participat la toate ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Local și la ședințele Comisiei de Specialitate din care fac parte. În toate ședințele de Consiliu mi-am adus raportul cât mai constructiv împreună cu toți consilierii, indiferent de coloratura politică. Și pe această cale mulțumesc tuturor celor care au înțeles că trebuie să muncim împreună într-un interes conjugat pentru binele comunității. Împreună cu domnul primar, care mi-a fost mereu alături, și angajații din cadrul aparatului de specialitate al primarului, m-am implicat în rezolvarea, în condițiile prevăzute de legislație în vigoare, a solicitărilor cetățenilor comuni. De asemenea, a existat o bună colaborare și în ceea ce privește întocmirea diverselor rapoarte, situații statistice solicitate de către instituția prefectului, Bacău, Consiliul Județean, alte servicii publice deconcentrate pe care am urmărit să fie transmise în termen legal. În calitate de viceprimar, ca și în mandatele anterioare, m-am preocupat ca aspectul comune să fie unul îngrijit, curat și plăcut, având ca atribuții și respectarea legislației în ceea ce privește mediul înconjurător. Pentru aceasta, împreună cu cei ce beneficiază de ajutor social, am dat centrului comune un aspect plăcut, efectuând lucrări de cosire, plantare de flori și brăduți, mai ales că Bogdănești este tranzitat de un drum european. S-au decolmatat șanțul ce merge Mărginește DN11 și s-au efectuat șanțul noi acolo unde situația și felicitările cetățenilor au impus-o. O altă preocupare a fost colectarea gunoiului menajer de către firma Rompret Service A, încercând ca lucrările să meargă pe cât posibil normal. Am purtat discuții cu cetățenii pentru a nu pune resturi vegetale în gunoi în afară de gunoi menajer. De asemenea, am purtat discuții și cu agenții economici pentru a încheia contracte de predare a gunoiului și de a preda cu regularitate gunoiul către firma colectoare. La începutul primăverii, ca în fiecare an, s-a decolmatat toate rigolele și șanțurile din comuna pentru a se evita inundații locuințelor și proprietarilor cetățenilor, făcând apel și la cetățenii pentru a-și curăța șanțurile din dreptul locuințelor, a-și cosi partea din fața caselor, lucru pe care îl avem în vedere în fiecare primăvară. Una dintre atribuțiile ce previn în calitate de viceprimar este cea de a asigura buna circulație pe drumurile aflate în administrarea Consiliului Local. Pentru aceasta s-au efectuat lucrări de reprofilare, balastare și amenajare a unor drumuri comunale aflate în administrația primăriei, care nu au fost asfaltate sau construite rigole, atât în Bogdănel cât și în Filipe. Am fost prezentat alături de domnul primar la lucrările de asfaltare și alte investiții ce s-au efectuat pe raza comunei Bogdănești. La Filipești, pe ulița bisericii, s-a amenajat un zid de beton în proximitate bisericii pentru a proteja pe cât posibil cetățenii din zonă. În urma solicitărilor cetățenilor de ulița Ziotu, urmași Popovici din Filipești, au fost efectuate lucrări de amenajare de mult din care din acea zonă și întreținerea celor existente. Am răspuns și am coordonat activități personale ce au desfășurat munca în folosul comunității în urma unor sentințe judecătorești cu care s-au efectuat lucrări de curățire și curățire a rigolelor, defrișare, săpat șanțul din toate zonele. Pentru sezonul rece am asigurat aprovizionarea cu lemne de foc a sediului primăriei, a casei comune și a școlii generale în Bogdănești. Mi-am preocupat de asemenea cu activitate de dezepezire să desfășoare în condiții normale pentru asigurarea confortului cetățenilor și buna circulație pe toate sectoarele de drum din comună.
am asigurat bună funcționalitate a legilor din iunie 2016 prin amenajarea sălilor de votare și asigurarea bunor condiții de desfășurare a votării. Altor ce mi revine în calitate de viceprimar este coordonarea activității de pășunat comunal. Așa cum se știe, suprafața de pășunat este închirată, iar partea împădurită este dată prin contract în pază către Orcolul Silvic Mecașe. În ceea ce privește această activitate, am urmărit efectuarea lucrărilor de igienizare și ce trebuie să efectuate anual cei care au închiriat suprafață cât mai mult, cu cât și controlele APIA le impune acestor lucrări. Am ținut legătura cu cei de la Orcolul Silvic Mecașe și am fost prezent la toate solicitările acestora. Pe lângă toate acestea, se adaugă lucrările de zi cu zi, care necesită atenția noastră, implicarea și rezolvarea imediat. Toate aceste lucrări au fost făcute, așa cum am precizat, împreună cu domnul primar Nicolae Andrușcă și împreună cu sprijinul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bogdănești, din Comuna Bogdănești. Cu siguranță sunt și lucrări care pot fi făcute mult mai bine și pentru care îmi voi canaliza energia pentru a fi rezolvate. Vă mulțumesc! Trecem la discuție. Dacă vrea să discute cineva, să... Domnul Pușcașu, Dorin. Doamnelor și domnilor, în calitate de cunoscător a acestui domeniu, țin să-i apreciez activitatea domnului Grigori, pe care o desfășoară. Este un om cu inițiativă, energic, își dă toată silința și îi doresc mult succes în continuare. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc. Dacă n-ai vrea cineva, în moment de referință, de bine că e normal ca să profităm, pentru că suntem autoritatea publică. Lumea știe asta și ne judecă pe tot, lumea se reclamă uneori. În partea bună a lucrurilor, e bine că niciun raportor nu își arată păcatele, dar ține de povedanie, de altceva, dacă mai merg pe la biserică. E bine că, într-adevăr, domnul viceprimare, să spunem că are foarte multe realizări personale, colocrez bine cu dânsul. Și încercăm să ne completăm, de fapt, dânsul menționat asta. Preluat, așa cum spune legea administrației, o parte din atribuții. Cred că este important să facem această evaluare, în primul rând, pe real și să facem și niște recomandări. Asta este rostul, așa ca să citim și să mergem mai departe, mi se pare prea puțin și, cum se spune, vizează mai mult formalism decât altceva. Nu cred că ne dorim asta. Îl apreciez pe domnul Grigori că este un om harnic, în primul rând, în calitate de viceprimar. Când nu-l apreciez, îl critic. Probabil el se arată indispus, îmi dorește numai bine de momentul ăla. Dar nu asta are importantă. Important să rămână lucru bine făcut, cum se spune, pentru că tot ceea ce facem este finanțat din bugetul comunei și oamenii au niște așteptări la urmă. Dumneavoastră l-ați investit cu încredere acum un an de zile. Este ocazia să spune, domnule, aveam alte așteptări, domnule, te fericit, să dăm de parte. Trebuie să ne și felicităm că suntem oameni serioși. Aici fac
facem cât putem și așa mai departe. Eu personal aș face niște recomandări. Unii de la ideea că trebuie să-i mulțumesc cum mă suportă uneori, mai departe. Lucru valabil și pe reciproc. Pentru că asta e și menirea lucrului în echipă. Cred că are, într-adevăr, niște resurse, niște posibilități de progres. În ceea ce privește prioritizarea activităților, fii mai atent la calitate, fiecare om este în felul lui, are un temperament mai deosebit față de mine, mai iudic, cum se spune. Sunt resurse, de exemplu, care pot fi valorificate la un domeniu mai nou, și anume munca în folosul comunității. Sunt destui consăteni care au condamnare administrativă. Și aici, într-adevăr, dacă pornim de la chestiunea cu nivelul domeniale, se pot realiza destul de lucruri pe această zonă. Colaborează foarte bine cu domnul Cristi Botez. Uneori atât de bine încât Filip este rămas în Berne vreo 2 săptămâni. În sfârșit. Deci, iarăși mai este loc de mai bine, cum să spunem. Eu răsunt mai mult de partea de investiție și de partea de organizare. Adică răspund de toate, în principiu, dar cu preponderență pe partea de concepție și pe partea de investiții. El are un rol important ca președinte în Comisia de Recepție, conform legislației. Asta înseamnă că este investit cu responsabilitate, ca și mine. Poate lucrurile vor mai veni pe parcursul dezbaterii. Dar eu, cum să spun, nu am idei preconcepute, nu am nici interese altele decât binele comunității locale. Atât, deocamdată. Atunci trecem la 8.5. Prezentarea rapoartelor de activitate a consilierilor care compun Consiliul Local al Comunei Bogdănești pentru perioada iunie 2016-iunie 2017. Aici, părerea mea, aș avea o propunere să punem rapoartele la macro sau dacă vreau să dați citire sau cum. Deci, cine are rapoartele? Prezentarea rapoartelor înseamnă să se prezinte raportul. Cum doresc dumneavoastră? Da, eu. Cum spune legea? Eu vă sugerez altceva. Încercați un dialog. Dom'le, am reușit asta, n-am reușit asta. Mi-aș dori de la cei din executiv așa, să mă ajute, să colaborez și așa mai departe. Oricum, conform
nu se secretizează. Atunci să începem cu... Și am format aici. Să începem cu doamna Grigori, dacă tot... Ok. Începem. Pornind de la importanța majoră pe care o ocupă într-un stat administrația publică, de la rolul important pe care îl ocupă alesul local, dar și al cetățeanului, principalul beneficiar al serviciului public, voi prezenta analiza activității mele de consilier local pentru perioada iunie 2016-2017. În temeiul articolului 51 alineatul 4 din legea 2015/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, fiecare consilier local are obligativitatea de a prezenta anual un raport privind desfășurarea mandatului său. Scopul acestui demers este asigurarea transparenței la nivelul administrației locale pentru ca fiecare cetățean să poată urmări activitatea aleșilor locali. Anul 2016-2017 s-a concretizat printr-o activitate complexă, generată de ipostaza dublă asumată, consilier local și director al școlii gimnaziale Bogdănești. În acest sens, elementele definitorii ale deciziilor promovate au oglindit responsabilitate, răspundere asumată, disponibilitate în rezolvarea problemelor, transparență decizională, deschidere către cetățean, promovarea doleanțelor acestora și susținerea lui pentru a servi prompt și competent comunitatea locală. Cronologic, activitățile care demonstrează statutul de consilier local implicat, activ și responsabil sunt participarea la cele 12 din cele 12 ședințe ordinare de lucru ale Comisiei Economice, am studiat prognoze economico-sociale, buget, finanțe de administrația domeniului public și privat în calitate de secretar al Comisiei Economice. La nivelul acestor ședințe am evitat utilizarea limbajului paraverbal, inclusiv, generator de conflicte, am ignorat discuțiile ce depășeau cadrul legal, deoarece acest comportament nu mă definește. Am apelat, în schimb, la intervenții procedurale, în urma interpelării colegilor consilieri, având drept tematică problemele complexe din domeniul pe care îl reprezint învățământul. În acest cadru, sunt conștientă de contribuția reală pertinentă avută pe parcursul anului, datorită exigenței în domeniu, dar și a cunoașterii detaliate a fiecărui palier al învățământului bogdăneștean. În această calitate duală pe care o reprezint, am susținut și promovat toate proiectele propuse de executiv, consultând echipa școlii gimnaziale Bogdănești. Proiectele s-au axat asupra modernizării și dezvoltării infrastructurii școlare, fiind sprijinită în acest sens de către colegii consilieri care mi-au oferit sprijin și soluții în rezolvarea problemelor supuse dezbaterii. Sprijinul administrației locale poate fi probat prin reușite relevante de implicare în sprijinul educației pe tot parcursul anului 2016-2017, printre acestea numărându-se reabilitarea școlii, îmbunătățirea bazei materiale, schimbarea cazanelor de la centrala termică și reabilitarea gardului din vecinătatea bisericii. Aceste îmbunătățiri ale sistemului educațional realizate în anul 2016 au primit sprijin financiar datorită alocării unui buget corespunzător, aspect susținut, motivat și promovat în calitate de secretar al Comisiei Economice. Rolul consilierului nu urmărește o singură persoană, ci un grup eterogen, social, cognitiv, politic, cultural. Consider că am realizat o conexiune empatică cu cetățeanul, că mi-am asumat deciziile și propunerile promovate, că am știut să ascult și să răspund la fiecare detaliu al compartimentului. Reflexia acestor decizii devine toposul școlar, atât la nivel de edificiu, prin restructurare și modernizare, dar și la nivel valorii, prin promovarea actului calitativ generat de selecția riguroasă a personalului didactic și de responsabilitatea constantă a acestuia. Așadar, omul sfințește locuri, dar îl menține, dezvoltă și desăvârșește numai în relație și colaborare cu cel de lângă el. Liderul și grupul se întâlnesc și pot într-adevăr să creioneze urme definitive. Ținând cont că sunt cadru didactic, m-am axat mai mult pe învățământ, așa, și pe toate proiectele care au fost aprobate pentru proiectele de hotărâre privind școala gimnazială Bogdănești. Mulțumesc! Doamna Mânicuță. Mulțumesc! Dați-mi voie un pic, că eu vreau să apreciez pe fiecare dintre dumneavoastră și mă înțeleg m-aș opri la început cu doamna Grigori. Îi sunt foarte recunoscător pentru colaborarea pe care am avut-o cu primar și nu numai și colegii din primărie, contabila primăriei, știu că lucra foarte bine. Bine, are o situație favorizantă, cum se spune, pentru că tușează foarte mult administrația comune, fiind și director de școală, dar dincolo de asta,
în foarte multe activități care nu sunt în fișa postului pentru dânsa, o regăsim. Are foarte multă bună credință, nu e ușor să administreze o școală, o școală în principiu, o școală rurală, cu tot mai mult. Are, are idei, are, are soluții, are soluții optime în ceea ce privește respectarea principiilor de cheltuire a banului public. Vă dau un exemplu. Acum, în perioada finală, și n-au fost puține lucruri de rezolvat la perioada evaluare a absolvenților și așa mai departe. Acum, acum lucrăm foarte mult, ceea ce presupune lucruri de concept, în primul rând. După aia, materializare. Comemorarea 100 de ani de la luptele de pe Valea Oitutului, eveniment pe care l-am mai amintit aici, o să fie la sfârșitul lunii viitoare. Și aici a fost, este în continuare foarte mult de lucru și cu atât mai mult e, fără îndoială o problemă de conștiință, este momentul ca să-i mulțumesc. Este un consilier model pentru mine. O felicit și doresc succes în continuare. Cam atât de cam dat. Mulțumesc. Mă aflu la cel de-al doilea mandat în calitate de consilier local din partea formațiunii politice PSD. Făcând parte din cadrul Comisiei de Specialitate numărul 2, Comisia pentru Cultură, Învățământ, Sănătate, Protecție Socială, Sport, am participat la inițierea mai multor proiecte de hotărâre. Am avizat și aprobat proiecte de hotărâre în beneficiul locuitorilor și al Comunei Bogdănești, care au fost supuse spre dezbatere și aprobare Consiliului Local. Calitatea de consilier local este o funcție care impune o anumită conduită morală și pe care am tratat-o cu foarte mare responsabilitate, lăsând la o parte interesele personale și punându-mă în slujba comunității pentru a nu trăda încrederea celor care în anul precedent mi-au acordat votul lor. Participarea la toate ședințele ordinare și extraordinare, unde au fost aprobate proiecte de hotărâre ce au avut impact asupra comunității atât pe planul investițiilor, cât și altor domenii de activitate, a fost o prioritate pentru funcția ce o dețin. Aprobarea listei de investiții pentru anul curent, a impozitelor și taxelor, cât și celorlalte proiecte, au fost în folosul și spre binele cetățenilor din Bogdănești. Și datorită meseriei, cea de asistent medical, mă aflu în permanență în contact cu oamenii din comunitate. Acesta este un prilej de a transmite mesajul privind proiectele administrației locale și de a prelua din comunitate toleanțele și părerile concetățenilor noștri. Atmosfera din cadrul noului Consiliu Local este una propice pentru buna desfășurare a activității și pentru luarea deciziilor corecte și benefice pentru comună. S-au realizat lucruri importante pentru comunitate, chiar dacă mai sunt și cârcotași care ridică nivelul de civilizație și confortul locuitorilor. Asfaltarea aproape a tuturor străzilor cu proiectele de investiții în derulare este o mare realizare. În calitate de consilier, dar și de cadru medical, am fost alături ori de câte ori situația a impus-o pentru rezolvarea cazurilor sociale din comunitate care au avut nevoie de intervenția autorităților. Apreciez că această calitate de consilier mi-a oferit posibilitatea de a-mi pune în valoare pregătirea profesională și calitățile umane, deși nu puține sunt situațiile în care nu suntem în asentimentul cetățenilor, fiind impuși în imposibilitatea de a rezolva unele situații din motive obiective sau pentru faptul că prevederile legislației în vigoare nu ne dau voie. Există posibilitatea de a deveni o persoană utilă celor din jur, încercând de multe ori cu resurse puține la creșterea prosperității în societate. Este o funcție care te provoacă în a căuta soluții la diversele situații și de a face parte dintr-un grup de oameni cu sentimente, caractere și idei diferite, asta pe lângă orientarea politică diferită, dar care au o atitudine constructivă și creativă, fiind atenți la necesitățile și problemele localității și ale locuitorilor săi, încercând pe cât posibil să rezolve măcar o mică parte din acestea.
Și în continuare, mandatul, activitatea mea, va fi pusă în slujba cetățenilor, calitatea de om fiind pusă în valoare de hotărârile luate, de activitatea desfășurată și de comportamentul în societate. Vă mulțumesc! Dacă vrea cineva să ia cuvântul, vă rog. Eu încerc să mulțumesc la fiecare și să apreciez pe fiecare. E evident în ordinea în care se vătete rapoartele. Îi mulțumesc, doamne consiliere, pentru abnegația care o are. Are și dânsa o activitate care o favorizează. Cred că face cel mai multe audiențe alături de doamna director. Și apreciez, în primul rând, colaborarea cu cei din compartimentul de protecție socială, mai ales cu doamna Burlacu. Da. Avem o mare șansă să existe o bună înțelegere și colaborare într-o echipă relativ redusă, care face propriu zis munca de teren. Așa este. Mare ajutor. Îi mulțumesc, o felicit și îi doresc multă sănătate, în primul rând, ca să o țin așa. Vă mulțumesc! Da, și vă mulțumesc că sunt consilier local la al treilea mandat din partea Partidul Național Liberal. În urma alegerilor din iunie 2016, în funcție de rezultatul votului din raza comunei, sunt, așa zis, consilier din partea opoziției. Am participat la toate ședințele, mi-am adus aportul și am discutat pe marginea proiectelor de hotărâre care au fost inițiate de domnul primar, cu toate că sunt în opoziție, niciodată nu am fost împotriva unor obiective care au fost în folosul comunității. Nu cred că odată am fost împotriva unui lucru bun. Mi-am spus la momentul potrivit punctul de vedere și pentru viitor o să, ca președinte al Comisiei de Juridice și de Ordine și Liniște Publică al Comunei, îmi voi aduce aportul în limita posibilităților și a cunoștințelor pe care le am. Vă mulțumesc! Mulțumim! Dacă vrea cineva, domnul primar. Deci eu aștept, dar, cum să spun, poate mai bine așa, pentru că suntem cele două instituții administrative și avem venate de colaborare. E clar, nimeni nu-i subordonat nimănui, tocmai asta este și ideea, ca să punem la un loc energia și buna credință în folosul comunității. Eu îl felicit pe domnul Vlad, este unul dintre consilierii pe care îl agrez în mod deosebit, chiar dacă suntem prin hazardul politic, prin hazardul vieții, în așa numite tabere opuse. Dar asta nu înseamnă preponderența în ceea ce facem. Am apreciat preocuparea pentru cunoașterea și înțelegerea corectă a legislației. Într-adevăr, am avut destule ocazii ca să apreciez poziția politică corectă, ar zice, pentru proiectele de interes public. Este și pentru ceilalți care avem mai puțină experiență sau mai puțin disponibilitate manifestă deocamdată, vă poate oferi exemplu. Ne felicit și doresc succes în continuare. În calitate de consilier local, Comunei Bocănești, președinte al Comisiei numărul 1, am să fac un pic un test mai scurt, nu așa de mare. M-am implicat în toate ședințele, atât extraordinare și ordinare. Am fost alături de toți oamenii comuni, la ce probleme au avut și
am prezentat în cadrul Consiliului Local pentru a le rezolva aceste probleme care le au. Și salutul din ceilalți colegi, ceilalți oameni, Consiliul Local, mă opresc aici. Vă mulțumesc. Dacă vrea cineva, să... Mă opresc. Mai scurt. Am apreciat bunăvoința pe care l-a dovadă ca președinte al Comisiei Economice. Cu toate că am fost dezamăgit, pentru că nu am păstrat această funcție, probabil domnul Grigore, în intuiția lui genială, a investit de la început la și într-adevăr a contribuit decisiv la pierderea acestei funcții. Felicit încă o dată. Salvarea noastră a fost că domnul Gulcu a avut bunăvoință. Aici vorbim despre administrația locală. Despre nepotiți putem discuta după, dar mai departe. În societate. Și nu cred că mie trebuia să-mi amintești gradul de eroliene, mai degrabă lui când bătează împotriva mea. Nu mă deranjează faptul ăsta. Îl felicit și am încredere în continuare că nu se vor amesteca lucrurile, așa cum sugerează de domnul viceprimar. Aici o să ne purtăm, sau lumea așteaptă să ne purtăm exact așa cum, sau așa cum pretinde că reprezentăm componente în administrația locală. Atât. Mulțumesc. Felicitări. Domnul președinte, dacă îmi permiteți, sunt. Apropo de ce să dezvoltăm subiectul, președinția Comisiei Economice nu s-a pierdut. Poate în comisie, dar am întins o mână și pentru opoziții ca să avem alături. Ne putem desfășura activitatea cât mai constructiv pentru Consiliul Local. Vă mulțumesc. Da. Eu sunt consilier din partea Partidului Mișcare Populară. Sunt la primul mandat. Am mai puține de spus ca ceilalți colegi care au vechime de 2-3 mandate și ca obiect de activitate, poate și așa. Am fost prezent la toate ședințele ordinare și extraordinare și am votat mai tot timpul favorabil. Și în rest, ca să fiu așa și ca critic, nu mi s-a luat niciodată. Deci când am mai pus câte o problemă, ori nu s-a luat în considerare, ori nu s-a vrut, dar oricum a fost bine. Deci era vorba despre problema cu drenarea apelor de la Filipești, care tot avem probleme cu ele acolo la ulița Bisericii și pe chestia asta, na, dar oricum, mergem înainte cu ceea ce, da, cam atât am avut de spus. Da. Dăm cuvântul domnului Anastasiu. Da, dacă raportul de activitate pe 2016-2017, subsemnat Anastasiu Romică, un consilier local din partea Partidului ALDE. Sunt la primul, chiar zilele astea am participat cu domnul viceprimar la unii să desfășoară activitatea în zona mea acolo la asfaltare. Am toaletat copacii, curățat șanțurile. Și am văzut și eu ce înseamnă o muncă colectivă în favoarea comunității. Am de acum ani în față de a învăța din partea colegilor și pentru asta că am sprijinul lor, le mulțumesc. Vă mulțumesc. Mulțumesc.
Eu vreau să pentru că a fost singurul consilier care a reușit să participe la toate ședințele, inclusiv la cele la care n-a fost prezent. Apreciez bunăvoința lui, într-adevăr, că nu a făcut obstrucție cu orice preț și asta chiar înseamnă bunăvoință. Felicitări! Mulțumesc! Și eu am dezgătat. Și eu la părinte pe care am avut-o să mă ajute pentru toaletarea copacilor și decolmatarea șanturilor în zona Tălpou. A fost alături de mine și cu vreo câțiva cetățeni am făcut ordine și disciplină în zonă. Îi mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc! Domnul cuvântul, domnul Pepe. Da. În perioada iunie 2016-2017 mi-am desfășurat activitatea de consilier în cadrul Consiliului Local Bogdănești din partea Partidului Social Democrat, în calitate de membru. În cadrul ședințelor Consiliului Local am analizat proiectele de hotărâre prezentate pe ordinea de zi, avizat proiectele de hotărâre cu scopul de a veni în ajutorul cetățenilor comuni. Am încercat pe cât posibil să fiu prezent la toate ședințele ordinare și extraordinare. Am luat la cunoștință de informările prezentate în cadrul ședințelor și la rândul meu am încercat pe cât posibil să informez și cetățenii cu privire la aspectele discutate în cadrul ședințelor Consiliului Local. Fiind la primul meu mandat de consilier, lipsa de experiență, oarecum se cunoaște. Sper ca pe viitor aportul meu în cadrul Consiliului să fie din ce în ce mai mare. Vă mulțumesc mult! Vrea să ia cineva? Da, domnul Vlad. Așa cum am spus și la Consiliul de Activitate, sunt consilier din partea Partidului Național, din opoziție. Sincer să spun, în momentul când au fost alegerile din iunie 2016, când am văzut că Partidul Social Democrat din raza comunei a reușit să capteze un tânăr cu studii superioare, un tânăr ambițios, sincer să spun, îmi părea rău că n-am fost eu în stare să atrag un partid la mine. După alegere, domnul Petcu a devenit consilier local și face parte din Comisia Juridică, unde fac și o parte. Ca un consilier, ca un om mai în vârstă, aș da o recomandare domnului Petru, având în vedere că este tânăr, studii superioare, cu potență, da? I-aș recomanda să implice mai mult. Mă așteptam de la el, fiind în aceeași comisie, să vină cu idei, cu un suflu tineresc, cu ceva nou. Probabil și serviciul nu-i permite, știu eu, nu are timp de consiliu local mai mult, dar eu, fără să fiu pătimar, sau nu vreau să fiu înțeles greșit, i-aș recomand să implicim politica în politica din Bogdănești, care are șanse pe viitor, că noi suntem de acum în vârstă, domn primar și eu și alții, ești cel mai tânăr consilier. Trebuie să mergi pe baricadă și dă-ți interes, ai cu ce și ai cu ce, da? Am și precizat, fiind la început... Păi, nu pătea, ai bătăi, e mai ambițios. Mulțumesc! Domnul Pușcaș, doream. Dar eu ar vrea să mă invitați, domnul Pușcaș, să nimic ca o glumă. N-ați reușit să-l cooptați domnul inginer Petru, în schimb ați reușit să cooptați viceprimarul, întrebat pe domnul președinte, informal vorbind. Într-adevăr, are o situație mai sensibilă, pentru că locul de muncă nu i-a permis de multe ori, ca dovadă că direcția țelului, că dincolo de situația fondului forestier din țară, este o instituție serioasă și lucrează. La un moment dat, într-adevăr, s-a aflat în dificultate. Amândoi, și domnul Petru și domnul Natasiu, totuși au ajutat comunitatea. Acum, după câte știu, avem protocolul ăsta. Ei au făcut diligențe, probabil, pentru lemn de foc. Aici am vorbit și cu domnul inginer Corocaru și am stabilit așa o regulă.
pe care o expun și public. Probabil nu pentru toată lumea, mai ales în momentul ăsta. Deocamdată la cotele care se repartizează, după câte am înțeles, 100 metri cub lunar, mă rog, ca un fel de filtru am înțeles că este semnătura mea, am considerat că e mai bine câte o cerere pentru fiecare persoană. Adică cine poate să ia, într-adevăr, vine cu o cerere, înseamnă că 3 metri cu parcă aprobat, nu? 5 masă. Poftim? 5 metri cu masă. E cu atât mai mult, ca să poată să acceadă cât mai multe lume. Da. Pe urmă, vă dați seama la ce situație se ajunge să zic că am împărțit această posibilitate, această ofertă de la Ocolo Voicuz între consilieri și așa mai departe. Personal nu m-a interesat oferta pentru că nu pot să o valorific, apropo de transport, alte obligații și așa mai departe. Deci, ca să știți, vă informez câte e o singură cerere la fiecare. În rest, alte combinații nu mă interesează. Vă dă felicit pe domnul Pescu să aibă curaj, într-adevăr, și la locul lui de muncă, într-adevăr, în mod sigur are niște disponibilități ca să-și ajute comunitatea. Este într-adevăr un câștig pentru administrația locală. Eu cam dat atât. Vă cer scuzele de rigoare dacă nu le acceptați. Cele prezentate de domnul Marius Petru ne aparțin. L-am sprijinit, a venit domnul fără raport și l-am informat, l-am ajutat, fiind la primul invitat și la prima prezentare, ca să nu vă mai ocupă atenția cu prezentarea mea, e aceeași, e identică. În rest, eu îmi dau toată silința în corpul comunității, atât cât mă pricep și cu experiența și cu încrederea care am față de cetățeni și de dumneavoastră, să contribui cât mai mult în folosul cetățenilor. Da. Vă mulțumesc pentru încrederea acordată și pentru atenție. Da. Mulțumim, dacă sunt discuții. Vreau să ia cineva cuvântul? Atunci trecem la punctul 6, solicitări adresate Consiliul Local Bogdănești. Dacă sunt. Nu am solicitări de astăzi. Mai rămâne un pic după ce stăgerilor de mare a trecut. Da. Deci, declar ședința închisă și... Da. Vă mulțumim pentru prezentare.